spuse Adrian Ghidea, fost presubliniere dintre al CJ Teleoman, a fost adus la DNA, este audiat în dosarul Belina. Fostul presubliniere dintre al CJ Teleoman, Adrian Ghidea, s-a prezentat miercuri la sediul Direcției Naționale Anticorupție, DNA, din capital. Potrivit unor surse judiciare, acesta este audiat de procurori în dosarul Belina. În acest moment, la DNA se afli Vilis Haideh, consilier al premierului Viorica Dencil. În acest dosar, Ghidea este acuzat de abuz în serviciu. În iulie 2017, Direcția Națională Anticorupție anunța că fostul presubliniere dinte al Consiliului Județean Teleorman, Ionuca Adrian Ghidea, este urmărit penal pentru abuz în serviciu. Alături de acesta, au mai fost pus sublinierei sub urmărire fostul inspector în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, Doricanela Ioardan, dar sublinierei Mircea Dumitrescu, fost administrator public al județului Teleorman, tot pentru abuz în serviciu. În luna ianuarie 2014, suspectul Ghidea Adrian Ionuc, în calitate de presubliniere dinte al CJ Teleorman, beneficiind de ajutorul suspectului Dumitrescu Mircea, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu a îndeplinit acte prevăzute în dispozițiile legislației primare, fapt ce a condus la încheierea cu o societate comercială sublinierei o alt persoană trei contracte de închiriere având ca obiect perci din insula Belina sublinierei bracul Pavel al fluviului Dunărea, în suprafac total de 80 hectare, se arată în comunicatul de presă al Direcției Naționale Anticorupție. Mai exact, contractele au fost încheiate pe o perioadă de 10 ani, la precur de 1.900 lei/an, 2.792 lei/luni sublinierei 3.988 lei/luni, toate fără TVA, fără organizarea unei licitații sublinierei fără emiterea unei hotărâri de Consiliu Județean. Procurorii transmit ce scopul acestora era darea suprafecelor în folosința temporară a locatarului pentru presubliniere terea presubliniere telui în regim natural, fere furajare, pentru pescuit sportiv sublinierei agrement, interzicându-se des subliniere urarea oricror altor activități. Contractele respective au fost verificate financiar, viza fiind acordat în acea subliniere zi, 16 ianuarie 2014, de către Nela Dorica Iordan, inspector în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, în condițiile în care aceasta, potrivit DNA, pun o subliniere de acum au fost încheiate documentele.